Audier maraton în cazul unui centru medical privat din București bănuit de înșelăciune. Martorii acuză că erau atrași cu un set de teste medicale gratuite, în urma cărora aflau că suferă de boli grave pe care în realitate nu le aveau. Firma le vindea ulterior așa zise dispozitive medicale care nu-i ajutau cu nimic. Investigația polițiștilor a pornit de la o anchetă Inspectorul Pro, care a prezentat această escrocherie încă din 2017. 120 de polițiști din București au făcut percheziții la 16 adrese ale unor persoane bănuite că au escrocat bătrâni. Oamenii ar trebui să nu se lase atrași de aceste oferte. Când oferta este prea bună, atunci ceva este putred. Din investigația polițiștilor rezultă că între 2017 și 2020 ar fi fost păcăliți mai mulți vârstnici. Bătrânii erau încurajați să cumpere așa zise aparate medicale, care le-ar fi ameliorat presupusele afecțiuni. Unii s-au prins încă de atunci de înșelătorie. Am constatat, spuneam că la momentul respectiv, persoana care stăteam de vorbă, persoanele cu care am stat de vorbă, n-au niciun fel de pregătire medicală. Ulterior, păgubiții au aflat că rezilierea contractului este extrem de dificilă și mulți au renunțat să se mai lupte, pierzând sume cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Alții s-au adresat poliției. Am delectat 7.100 de lei. Eu am fost acolo la poliție, poliția sectorul 1, până am ajuns, am predat toate aceste porcării de așa zise aparate. Am spus că le costă 10 ori mai ieftin. Patronul firmei susținea că are mii de clienți anual. Cazul a fost prezentat de Inspectorul Pro încă din 2017. Ramona Țintea a parcurs atunci traseul escrocheriei. Nu vă supărați. Banaliza aceasta în ce constă? Citirea centrilor nervoși din palma. O poziție relaxată. Imediat se încarcă datele în sistem. Rezultatele testării erau stabilite chipurile prin biorezonanță. Clienții erau conectați la un laptop și aflau că suferă de boli pe care nu le aveau în realitate. Doctorul Izabela Țiglea, de la Spitalul de Urgență Sfântul Pantelimon din Capitală, a demontat atunci concluziile clinicii, în urma unor investigații făcute ca la carte, test EKG și ecografie de cord. Din punct de vedere cardiovascular, în momentul de față, nu aveți semne de afectare cardiacă. Deci sunt sănătoasă. În principiu, eu nu v-aș recomanda niciun tratament. Așa ar trebui să procedeze toți aceia care au căzut pradă acestei înșelătorii medicale. Oamenii trebuie să afle mai întâi dacă sunt bolnavi sau nu. Cu atât mai mult cu cât angajații acestei clinici nu au niciun fel de pregătire medicală. În plus, nici aparatele pe care ei le vând nu sunt omologate de Agenția Națională a Medicamentului. Romeo Diaconescu, ProTV. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.